CNIR informează participanții la trafic că în perioada 21-24 iunie 2024, în intervalul orar 10-20, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme 33-37 de grade Celsius. Astfel, potrivit unei avertizări meteorologice emise de ANM joi 20 iunie 2024, se impun restricții de circulație pentru toate autovehiculele cu masa autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, după cum urmează. În data de 21 iulie, intervalul orar 10-20, restricțiile se vor institui pentru toate sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele Giurgiu, Teleorman, Dolj, Olt, Timiș, Cara Severin, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov și Covasna. În data de 22 iunie, intervalul orar 10 restricțiile se vor institui pentru sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele Ilfov, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Dolj, Vâlcea, Mehedinț, Gorj, Olt, Timiș, Cara Severin, Arad și Hunedoara. În data de 23 iunie, intervalul orar 10-20, restricțiile se vor institui pentru sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Dolj, Bălcea Mehedinț, Gorj, Olt, Cara Severin, Ialomița și Călăraș. În data de 24 iunie, intervalul orar 10-20, restricțiile se vor institui pentru sectoarele de autostrăzi, drumuri expres expres și drumuri naționale din județele Ilfov, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Dolj, Vâlcea, Mehedinț, Gorj, Olt, Cara Severin, Ialomița și Călăraș.